Înainte de a începe postul mare, sunt 3 săptămâni de pregătire pentru a intra în postul mare. Și acum, din mila lui Dumnezeu, este o frumoasă rânduială începând de săptămâna viitoare, când va fi denia canonului mare, miercuri la ora 16, iar vineri va fi denia acatistului Bune Vestiri. Avem niște evenimente frumoase în săptămâna patimilor, aș putea spune, în afară de denia lui Marți, Miercuri, Joi, la Sfânta noastră Mănăstire, în afară de procesiunea mare, care de înălțarea Sfintei Cruci, am introdus o frumoasă rânduială de câțiva anișori. În Joia Mare, după cele 12 Evanghelii, începem la ora 2, la 14 cele 12 Evanghelii, apoi la ora 4, cu mic, cu mare, cu procesie, cu părinții monași, fiii duhovnicești credincioși care vor fi prezenți, coborâm la poarta Cruce, unde vom face drumul Crucii, în joia săptămâna patimilor. Resimțim de fiecare dată care v-ați învrednicit să ajungeți în Țara Sfântă, parcurgând, care ați parcurs și drumul Crucii, ați resimțit cu adevărat calea lui Hristos, așa simțim și noi în dealul mare, din mila lui Dumnezeu, și mulțumesc lui Hristos Dumnezeu că am reușit să facem pentru cei care n-au posibilitate să ajungă în Țara Sfântă, să resimtă calea Crucii, popasul care vom face, drumul Crucii și în dealul mare la Sfânta noastră Mănăstire. Duminica Foriilor, din nou Preasfințitul Părinte Episcop Calimic, va fi prezent și va săvârși taina Sfântului Maslu la ora 16. Fiecare duminică în postul mare ați observat că o familie, două, trei, din fiii duhovnicești oferă masa de afară duminica la peste 1000 de oameni. Și mulțumesc familiei domnului colonel Vârlănuță Ioan împreună cu soția și domnului primar de Mogoșești împreună cu familia. Noi suntem datori să spunem doar o boda proste, care înseamnă Dumnezeu să primească și boda proste tuturor celor care aduceți alimente. Mare pomană aveți, să nu uitați ce vă spun, care aduceți alimente, fiindcă avem o mare nevoie. Mănâncă mii de oameni aici. În timpul săptămânii veți găsi bolnavi la icoana făcătoare de minuni, care poposesc, își pleacă capetele.